ziua. Salut, bună ziua. Sper că facem ceva până la sfârșit. Poate să ajungă la paraj? Poate, de ce nu? Poate, poate. Am încredere și vedem acum ce se întâmplă. Meci greu cu o echipă bună, care după părerea mea nu își merită locul în clasament. Ați văzut și dumneavoastră că au venit și au jucat fotbal, au câțiva jucători de calitate, dar ne bucurăm că până la urmă am reușit să înscriem și să luăm cele trei puncte. Golul tău menține speranța pentru locul de baraj. Da, nu era important cine marchează în această seară, era important să o facem, pentru că avem mare nevoie de victorie. Eu cred în locul 3, mai sunt meciuri de disputat, se poate întâmpla orice. Eu zic că Snagovul pot să facă o surpriză frumoasă la Cluj. Era visul meu de mic să joc pentru echipa Marea Petrolului și uitați că în cele din urmă acest vis s-a îndeplinit. Când joci pe ele, o anul e altceva. Publicul în tribună este foarte frumos. Îmi doresc în continuare să joc cât mai multe minute și să dau cât mai multe goluri, să-mi ajute echipa. Suporterii s-au strigat numele. Da, le mulțumesc pentru asta. Le mulțumesc pentru asta. Și îi iubesc și noi sperăm în continuare cât sunt șanse matematice, noi sperăm până în ultimul minut. Ca jucător și ca antrenor și ca manager am speriat la fotbalul. Din păcate am pierdut, dar parcă e mai dulce înfrângerea când te bate Petrolul. Noi am venit doar 16, fără doctor, fără masor, fără antrenor cu portarii, ne-au părăsit toți, dar băieții care au intrat pe teren, eram 12 seniori, am băgat 11, al 12-lea pe parcurs și copilul de 2002, ca să deputeze și el pe un stadion să-și aducă aminte toată viața. Snagovul să fac un meci bun și rezultatul să fie decis de către cele două echipe, să nu se implice alți factori. Și dacă Petrolul va merita, va merge pe locul 3 și la baraj. Eu le țin pumnii. Am întâlnit o echipă care în retur arată altfel, e altă echipă. Spuneam și Vivi, că am stat de vorbă mult cu el înainte de meci. Că a dus vreo 10 jucători, nu știu, vreo 10-12 jucători. Altă echipă, jucători valoroși, jucători care știu fotbal, puternici. Numai că noi cred că ne-am așezat în teren pentru a câștiga jocul și de la început am avut inițiativa. Ei s-au apărat, au încercat să ne închidă, să ne blocheze, iar sigur că ne-a lipsit prospețimea și echilibrul în fața porții și inspirația. Sigur, motive obiective sunt că oboseala, la două zile am jucat la Ripensia, s-au adunat câteva jocuri în vreo 10 zile. Și în același timp și presiunea meciului, presiunea faptului că trebuie să învingem cu orice preț. Și când trecea timpul s-a accentuat și mai mult presiunea. Semnalul de alarmă mai mare, așa deciziile arbitrilor care trebuie să fie echidistant și să nu influențeze finalul ăsta mai ales. Am văzut iarăși ieri la cum îi zice, până la Chindia, acolo, așa, și-au mai fost pe acolo și în alte părți, cu arbitraje, la polul opus, noi am fost total dezavantajați la unele meciuri din perioada asta, așa că, pentru asta mi-e frică mai mult. Dar sperăm că, totuși, finalul ăsta o să fie desfășurat în condiții normale și să nu existe, eu știu, greșeli foarte mari care să influențeze. Rezultatele v-au ajutat așadar?
Da, da, m-a ușat de câteva ori. Dar eu am datorii, am spus, acum 4 etape de când am început Golgota. Și să urcăm, am spus, domnule, avem datoria și dreptul să credem și să jucăm până la sfârșit.